Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod la Căsuța din pădure. Da, băi, mireu. Deodată a început. Da, serios, mă doare. Uite cât dau eu ceva acum. Așteaptă două secunde cât dau eu ceva acum. Poftim. E o pasel de asta că strece, știi cum? Imediat îți ieși. Asta e de anul trecut, de când mă durea pe mine spatele, dacă știți, ții minte, gâtul. Da, știi și azi, Cornel? Și azi. E zăși. Când filmăm clipul ăsta, e zăși. E zăși. Și s-a întâmplat anul trecut pe zăși? Pe zăși am venit aici și ne-am apucat la primul episod de la Căsuța din pădurii. Deci mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Tortul. Domnule, torc, fără tort. Dacă mergi și fără tort. Tort de baligă, cum ne-ai făcut așa când l-am lichit la sobor. Tort de baligă? Da. Bun. Băi, oameni buni, a venit la Căsuță. O să stăm aici o săptămână. Și... deja te-ai schimbat. Căram. Deja te-ai schimbat. Bun, hai să mergem în cameră. Ce facem? Ei, de mine. Și de mine, și de mine. Uu, făcut paturile, ce-au făcut aici? Făcut paturile, scuturat pe aici. Ei, nebunită. Ce-au făcut aici? I-au pus de cei de muști. Și da. Ia uite. Ui, dar și de muscoi erau aici, nu mai este nicio muscă. S-o prins? Dar nu s-o prins niciuna. Spala pe aici atâți ligenile. Acolo, deci și acolo. Și aici. A, au pus piernile așa, una peste alta. Băi, băieți, băi. Opa, mulțumesc de tricou tata, socru, Cosmin, YouTube, Cosmin și Paula. Eu uite, ți-o lăsat tricou. Ți-o lăsat tricou. A, păi am făcut gălăjii, dar cum adică? El pe tine. Aleu. El pe tine, că de când ți l-ai cumpărat, nu l-ai luat. Odată nu l-ai luat. Acolo eu. Veselele sunt curate, le-am lăsat să se scurgă de apă. Opa. Opa. Foarte frumos, foarte frumos din partea lor. Ia să vedem ce mai făcut. Uau, aranjat-o leac așa aici, uite. Pe masă. Uite-o, tricou. E, altă șmecherie, domnule. Da. Deci dacă vreți tricouri, intrați acolo frumos. Comandați-vă și voi tricou Căsuța din pădure, dar sunt mai multe și căni, sunt și anurate. Și căni, și stickeri, și toate. Electrico.ro, secțiunea, da. YouTuberi, Tiberiu și Cornel. Luați-vă că sunt faini. Și acolo. Cum o mai trimis oamenii pe aici? Da. Oranjat pe aici, oranjat. Aici sunt mănușile și așa. Iconița, uite, o pus aici, așa. Nu știu, dacă vreți să vedeți cum am făcut curățării, puteți intrați pe canalul lor, Cosmin și Paula, și... Dar oricum, când nu... Și dați un... Opa, așa aici, bă? Ce-o pus aici? Uite... Intrați pe canalul lor, Cosmin și Paula, și dați acolo un subscribe. Să ajungă și la câți mai mulți abonați. Să vedem cum au făcut curățării în casă. Ce vreau? Cafea, domnule, tăti pungile cele pline de cafea, nu găsești altceva. Cafe. Ce-ai găsit? Am găsit. Băi, dar în fiecare de cameră au pus muști de este. Muști, dar este zis muști, au pus bandă. Bandă de muști. Deci mănânc o napolitană. Bun. Hai să ne apucăm să vedem ce facem. Nu mai stăm la discuție. Ce am putut să facem? În primul rând trebuie să mă scot să pregătesc coasa și să o fac. Să o împănesc, să o pui frumos. Ai văzut că am luat o coasă. Da. La rând, mă smântind o leacă, cum mai poți. Am adus-o, domnule. Ai adus-o? Da, cum? Trebuie că o să tăt, 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 tăt. Tăt, dar nu știu dacă am benzină. Ulei, nu știu dacă am, dar o pregătesc acum imediat și mă apuc de cosit. Tu își pregătești. Împănează coasa, dar ai gât la ei? Să avem, da.
Hai gât, nu? Dar vin coasa noastră. Păi, dar noi nu mai rugăm divești în sânge ei coasa. Da. Îmi dai cu porția? Sfârșit, am terminat de cosit tot partea asta. În curte, peste tot. Ia uitați-vă. Ce vorbi? Ia de bă, așa nu te... S-o lăs o leacă aici. Așa. E altă treabă, domnule. E frumos că s-a răcorit o leacă afară, că era o nădușală, dacă nu. Iute, ce frumos o ai. Ui, dar ai aranjat faină lebă de asta aici. L-am pus eu acolo. Iute, ce faină ai pus-o. Tu ce faci acolo? Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Doamne. Doamne, maica Domnului. Dar când ai aprins focul? Când? Ia uite bă, băiatule. Ce doamne? Aaa, cărniță. De exact și strașiței. Cărniță, șepuță. Și tătișele. Ce mâncare faci? Dacă vine, stau acușa și fac. Hă? Fac o tocăniță de, cu carne de porc. Tocăniță cu carne de porc? Da. Ai mâncat vreodată? Nu știu, domnule, vedem, când... tocăniți de astea mâncat, cum să nu mănâncă? De aici e cam un chel de șapă. Un chel de șapă, 2 ardei, 2 roșii. Și o 10 kg de carne. E, 7. Nu pui pe tău. Frumos, domnule, aranjat, așa, o lea curățănii. E altă treabă acolo, nu? Da. Uite și-mi iau bucățică. Dar și așa e. Dar are, nu știu, are ceva acolo. Ce are? Păi, Cornel, dați că-i... aniversare, împlinește căsuța un an. Așa. N-ar trebui să facem numai să mâncăm și să stăm? Hă? Și ghidi te-ai gândit, dar te-ai gândit trepide așa, nu? Dar păi am stat eu și m-am gândit. Păi să sărbătorim. Când sărbătorești ceva, nu trebuie să faci treabă. Faci mâncărica asta bună, așa. Frumos, aranjat, așa. Cât de cât, așa. Așa. Ne punem la masă, mâncăm, ne ducem în casă, ne odihnim, ne spălăm. Stai că avem treabă. Hă? Avem treabă. Hai o macarază. Macarază, să stăm așa frumos. Dar și dacă stăm. Și așa, uite, slihnit de foame, nu mai pot, îți leșna tot, nu mai pot, nu mai... N-am făcut mare lucru, dar de azi dimineață, păi, ora-i 4, e 5 ceasul. De azi dimineață, slihnit de foame. Cerci. Cerci. Cerci să facem noi treabă, nu? Nu treabă, domnule, și ar ce să termini să faci mâncarea și să petreșim și noi, așa. Petreșim, pa... și lăutari. Nu, domnule, singuri. Nu? Stăm și nu facem, mâncăm și ne odihnim. Așa propui tu.
Da. Ai învârtit acolo? Am învârtit. Ce zici? Da, și tu idei, că eu am dat o idee, na. Ai dat o idee? Da, tu ce zici? Plouă. Plouă. Hai na, că plouă. Deodată așa. Aha. Am bulinat. Am îmbulinat. Ia uite ce flex de carne. Inima ta și viața ta. Aoleu, mâncau ar tata azi o mănânci. Băi, dar și culoare fain are. Plouă, Cornel. Trebuia făcut foc acolo de sub. Unde sub? De sub, pe acolo. Talmutăm imediat, pac, pac. Acolo trebuia. S-a înșerbântat tot. Vai de mine. Cum mă duc la... Yo! Plouă acolo la tine, nu plouă, nu? Nu, nu plouă, nu, nu. Nu plouă, nu? Nu plouă. Hai, că s-o oprește, e numai trecătoare, așa, n-are treabă. Dacă vedem că plouă mai tare, mutăm aici, sub... Sub aici, în bucătărie. Aha! Da. Ai văzut că Dumnezeu o ținut cu mine? Ce? Dacă plouă, n-avem și faci altceva decât să mâncăm, că... să stăm. Tu știi că trebuie mergi. Să mergi la Tantileana să aduci niște ouă? Ouă? Da. Dar mă duc eu acolo la Tantileana să aduc ouă și ai. Și duci și iei niște ouă, iei niște mărunți acolo. Și duci și iei ouă. Acu? Nu, mâni! Dar mă duc cu plouă! Să mă duc cu mașina. Duci și cu mașina. Păi dacă plouă? Te duci pe jos. Păi mă udă. Da, eu cu eu cum stau aici. Plouă în mâncare. Lasă ploaie. Oprește-o, Doamne, o leacă, măcar, te rog frumos. Cornelia, am găsit în casă ouă. Ce ouă găsit? Am găsit în casă. Hai să vedem dacă-s buni. Uite, am găsit două, patru, nu știu, așa, șerti, clocotite, nu știu cu ele. Ca să vedem dacă-s buni. Ha? Acolo. Da, da, da. Nu răsturna apa. Nu pune apa aici. Uite, acum să le probăm. Dacă se lasă... Dacă stau la suprafață, nu-s buni. Nu-s buni. Uite, vezi, ăla nu-i bun. Vede ăla. Nu-i bun aici. Ai văzut? Da. Ia, ia, sparge ăla aici. Dă să-l sparg, să vedem ce iasă din ea. Nu poate să pui ștea și chită. E cloșit? Bă, aia și ștea și chită. Da, s-a distramat. Cum? S-a distramat. Și faci, mă, plouă tare. Așa le-s buni. Faza e în felul următor. Ce facem foc acolo? Păi și cum mutăm cărămizile de acolo, acolo? Hai, de mine, atât de mine. Hai să oprim. Să oprim. Dă aceea așa, dă-o la o parte. Și mutăm cărămizile, luăm pe rând. Pac, 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 pac. Și le mutăm partea cealaltă. Du-mi tăi plita. Asta nu o lăsa în ploaie. Leleu. Leleu, friji. Ah! O răstorn. Ah! Nu potă. Ce-i făcut? S-o iau cu de-asta. Ar trebui adus hârlețul, lopata, ceva. Pui pe tablă. Vă, leleu. S-o pun aici. Așa. Să luăm focul, nu? Da. Ia, stai, stai, stai. Așa. Da, ce faci? Am pus acolo. Ia-și pe ăsta. Cărămizile. Stai, uai, câte mușe aștept. Cărămizile nu știu dacă le putem lua. Ia, hai, hai, hai. Stai, leac, să duci mai este întâi. Cărămizile? Păi, dar cum pui mâna pe cărămizi? Te frigi. Hai să-ți le iau și eu pe celălalt.
Poți? Nu, trebuie 20 oameni, Doris Cărămic. Hai, cu ușor, ușor. Ia-o scurt, ca în păduri. Ha? E cu lemn, zice, de care lipsă un foc. S-au făcut două cui. S-a oprit! Aaa, s-a oprit! Nu știi că așa se întâmplă. Băi, băiete. Da, sigur. Aici. Cine? Vin muștele? Da. Băi, n-are unde vine muștele, stai aici. A, unde vrei să vină? Și cață! Oala, unii oala. Pe foc! Da, care-i luat-o? Păi cum? Am adus-o de când. Atâta de ageri ești când e vorba de mâncare. Păi cum, domnule, să se uite, că deja am început să... Ia, deja merge, funcționează. Păi da. Le pui pe tăti grămadă? Da. Că-i trântit acolo și carne-i trântit și... Hai să vezi tu și așa ăsta aici. Uite că s-a oprit. Acum nu știu dacă mai trage focul acolo. Cum să nu trage? Păi dacă nu trage. Da, hai să stai. Și să faci greu. Auzi și intenția aveai tu. Și intenția aveam. Și că azi e sărbătoare. E pentru noi sărbătoare. Da. Păi da. Sărbătoare mari, domnule, și mai vorbim. Stăm, mâncăm și dormim azi. Păi da, ce vrei să facem? Da. Stăm, mâncăm, uite, deja plouă. Nu mai facem treabă. Cred că o să ploaie iar, o să vină iară ploaie. Să fie iar, o să vină ploaie, dar cred că te rogi să ploaie. Ei, da, mă rog eu să ploaie, că da, rugăciunea mea e... Cu asta ce faci? Vreau să tocănesc să fac niște pichele. Ia auzi, ia. Cu cuțitul îi tocănesc? Da. Ha? Da, și înainte lumea o tocăna cu mașina de tocat carne. Ca da? Cu satărul și ala mare. Să tocăneam cu așa. Da, ăsta și nu-i tot ca o fel de satăr. Da, mai e dreptate. S-o spartă. Nu am spart-o. Dacă nu-i bun. Ba da. Aaa, și miroasă. Au. Nici fai de greu trebuie. Am făcut-o nenoroșire. Am făcut-o nenoroșire mare. Uitați-vă ce am făcut. Adică eu n-am făcut nici am tras de asta. Fac și când așa au ticat și s-o spart. Vin în coaș că am făcut-o în noroșirii mari. Vin în coaș. Vin în coaș să vezi ce am făcut. Vin în coaș. De mine și de mine și de mine. Cum de s-o spart? O ticat și au ticat și o refaci. Vine să vezi că... Mai chiar de glumi? Și glumi. Ce-ai? Am făcut o nenoroșire. Adică nu eu, o chica singur, s-o dus jos. O chica, domnule, ce să-i fac? Ai spart geamul la mașină. Nu l-am spart eu, o chica, am deschis și o chica, domnule, jos. Ce
O chicat geamul, ce să-i fac? Cum se chici geamul așa, Iure? Eu ca o chicat, na. O chicat. S-o dus. S-o dus, domnule, ce vrei să-i fac? S-o dus. Am venit, am desfăcut de acolo și plus, cu o chicat deodată. Eu nu l-am atins, nu i-am făcut nic. Ce faci fără geam? Domnule, nu l-am atins. Deci am venit, pliosc, și-o chicat. O chicat. Așa deodată, s-a dus, tot ce o spac. Și aici. O chicat, domnule. Hai de mine, știe, mine, nenorocit. Vai de mine, știe, vai de mine. Chicat, o chicat, dar ce să... cum te-o chicat? Hai! S-o spart, tata. S-o spart, s-o dus, tata. Cum te-o chicat, omule, așa deodată? O chicat. Duc făină. Hei! Fincoaș, unde ești? Hei! Hei! Ce vrei? N-a făină. Nu mai fac chicat. Deși? Așa. Dar doar nu l-am spart eu. O chicat. Ai făcut tu ceva? N-am făcut, domnule. Eu de unde să știu. Am deschis și o chicat deodată jos. Ce deodată? Singur. Cum să chici? Deodată și-a poc? Da poc, singur o chicat. Ai făcut tu ceva? Eu am, domnule, făină asta. Eram por bagaj, n-am făcut nic. Ai făcut? Ce am făcut? Pe că l-ai înghițit de ciudă. Nu l-am înghițit de ciudă. Și nu știi ce ai făcut tu. N-am făcut nică, bă, n-a făină. A, nu. Știu că ai stricat geamul. Dar nu l-am stricat eu. Domnule, o chicat singur. Pliosc și s-a dus jos. Pliosc. Ei, cu ce ziua cu dijină? N-am făinuță. Ai stricat geamul. Ai stricat geamul. De ce ai stricat geamul? De ce ai stricat geamul? Dar l-a stricat eu. Ai stricat ca lumea, cred că l-ai zghet de ciudă. Că ai tu nervi. Spune, ce ai făcut? Ce ai făcut? Te-ai stricat. Ce l-am stricat eu? Da, și l-am stricat. O chicat sângur jos. Cum să chici sângur? Dar și chicat sângur așa, că e nebun geamul? Și ești aici. Și e acolo. Ca de șoaric. Ei, mâncare, mănâncă. O chicat, domnule. O chicat, ce să-i fac? Nu știu, eu am desfăcut și el o chicat. Făi de mine, ce facem noi acum? Ha? Făi, să știu nebun și ai burătă-i. Dar cum de chicat? Stau și mă gândesc cum. Deci, mă jur că am venit aici. Exact, fac. Așa ai deschis, cum faci acum? Domnule, așa am făcut. Ia. Uite așa. Și el o chicat plios, jos, aici. Nu știu ce să-i fac. Nu știu, s-o și atins cu ceva, cu undeva, nu știu. N-are cum să chiși așa, o am avut un impact puternic emoțional. E emoțional, eu cred că sigur 100% când ai costat cu costoarea prin o gradă și sări pe teatră sau vă sărmă ceva. În geam. Asta ai făcut. Sigur că o costat pe aici așa. Și-o sărit ceva în geam. Da, bă. Asta ai făcut. Mă duc să arde mâncare și. Da, bă, chiatră, bă. Chiatră. Chiatră, da, bă. S-o chiatrit. Ia de. Sărit de la cosătoare. Dă-te să vezi în vârtele alea pe acolo. Fai de mine, o sărit chiatră de la cosătoare. Da, bă, de mă, cum mă gândeam. A unde ai pus linguroiul? O chica de la, da, bă. De la cosătoare. Fai de mine și de mine am spart geamul. Doar l-am spart că... Nu l-am spart eu. Cusutoare l-o spart. Băi, o șansă una la un milion să întâmple asta. Dar dacă o sărit, o sărit și vrei să-i fac. Știi ce am pățit odată? Cu o cusutoare? Aveam geamul atâta crapat. Atâta era dat în jos. Da. Mergeam pe drum, mă duceam înspre Buhuș. Da. Și unul cosă cu o cusutoare de asta pe marginea șanțului. Da. Eu aveam vreo 70-80 la oră. Da. Și în momentul când am trecut, mi-a venit o chiatră chiar în ochi. În ochi, uite așa, în ochi pe aici.
împin crăpătura și ei de la geam, de la costoare. Șansa una la un milion, îți dai seama. Și viteză și geamul leacă numai prin căurica și ieși exact pac în ochi. Așa, așa cum s-a întâmplat, n-am eu ce să-i fac. O ieșit și o sărit chiar, fai de mine și de mine. A rămas fără geam la mașină. Fai, ce facem de fără geam? Fai de mine, să dau niște telefoane, să vedem. La dezmembrări, și are cineva, n-are. Dar nu putem să stăm așa. Dar nu putem, trebuie să luăm geam. Să luăm geam la... Îl sună cu, sună cu cineva, să vedem. Și vezi, mai este usturoi prin casă? Nu mai este, de unde spun și? Uite aici am văzut un usturoi. Tu usturoi aruncat așa? Da, uite-l. Usturoi. Usturoi? Nu l-am aruncat eu. Usturoi. Am aruncat eu usturoi, și ai. Cine faci noi unde găsăm? Ha? Unde găsăm noi geam? Să mergem să căutăm la dezmembrări. Să... Hai de mine și de mine. Trebuie băgat pieperele cea la bieși, la răcoare. Mă adus să-l bag. Dacă nu ieși și pe, leagă-l cu o oață și duci și dă-l în fântână. Hai, cum să-l dau în fântână? Să nu-l mai poți scoate? Bă, da, pui-l în găleată și-i dai drumul. În găleată, da. Mă, să-l pun în găleată. Da, mă duc în fântână. Mă spar geamul. Mă spar geamul. Mă fac eu acum. Plouă în mașină. O să-l duc în fântână. Duc în fântână, dar dacă... Da, el oricum, îl scot cu găleata. Dacă îi dau drumul în fântână, el ar trebui să plutească, nu? Cam așa ar trebui. Pepenii mâncăm acum și pepenii ca în zi de sărbătoare. Asta e oare? Poate te duci la fund. Normal ar trebui să stea aici. La răcoare. Dar nu stă. Nu stă, trebuie să... O, da, e așa. E, da, e bun și atâta. Oricum, el are răcoare aici. Dar acum duc eu. Mai la fund e să văd. Dar nu stă așa. Cum să-i face să stea? Hai, stai așa. Stai așa. Oricum, e apă răși, e răcoare acolo. Să stai așa. Da. Ce frumusăță aici. Verde tot, frumos. Uf. Cum e? Văd acum. Păi zic cum e. Hai, ni se scurge sufletul și inima, pune-o înapoi la loc. Doamne, ești... Nu, pune-o, e fierbinte și mă frig la buză. Am suflat eu. Nu mă frig. Am suflat. Ha? Cum e? O bunătate, domnule. O bunătate. Mai trebuie? Sau e gata? Da. Mămăliguță acolo așa, mâncăm și azi ne relaxăm. De mâini dimineață începem treaba. Da, începem. De mâini dimineață începem treaba. Da, da, da. Da, domnule, că uite, a fost așa norat, a fost urât, a chicurat o leacă. Nu-i... Pune capac să nu dea gâzlinie. Nu, las-o așa. Păi dă gâzlinie. Nu dă nicio gâzlinie. Uite, sari spuze de asta. Nu sari. Sari, domnule. Hai de-mi.
Nu avem și noi o sticlă de suc și ceva să șocnim. Și ceci cu suc? Păi da. Nu avem nicăi. Gheazmă, Nica? Nica, domnule. Te... Da, și trebuie gheazmă. Da, domnule, dar azi se sărbătorești. Măcar azi, da, domnule. Da, și așa, am dat-o lea cu osătoarea. Bă, dar chiar și mai facem, mă. Și mai facem. Cum și facem? Că nu mai este treabă. Cum nu mai este nu treabă? Nu mai avem și facem. Uite, tot e frumos. Cum care al balastru aici să-mi pută până sus aici, nu? Hei, cărăm balastru și gata. Trebuie să facem ordine în Beș. În Beș? Da, tot numai mizerie acolo așa. Trebuie să facem ușa la Beș. Așa. Atât? Trebuie să facem ordine în spate acolo, ca lumea. Unii ți-am pus eu ca să faci. S-a terminat. Trebuie să cari pământul înapoi. Cum să cari pământul și pământ? S-a strâns. Nu car, domnule, niciun pământ înapoi. Am numele, dar like ca să cari pământul înapoi. Da, 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 că eu sunt nebun să-l car înapoi. Îl cari? Ce? Nu-i capacul pe fântână? Nu, de ce? Nu, domnule. De ce nu-i capacul? Păi nu l-am dat eu. Am pus pepenele acolo. Ah, da. Harbuzul. Vezi că rupte, zi. Nu rup. Ce te-ai rupt? Nu rup, domnule, nici. Hai, te-ai rupt aici, așa. Vezi ce-ai făcut? Hai, uite. Așa era. Tot, mă, eu stric. Tot. S-a stricat. Uite că am dat un telefon și am rezolvat problema cu geamul. Vine acum așa, adus și geam. Bun. Serios. Hai să vezi. Trebuie adus o masă aici. O masă? Da. Și avem o masă în casă. Unde o ai? Sunt două mese aici, în camera asta. Și aduci mă masă aici. Nu știu, domnule, dacă e ok să aduci masă. Nu-i, domnule, ok să aduci masă. Uf, 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 uf. Așa și... Nu știu, domnule. Ia să vedem. Na. Ușii ești, tăti s-a aranjat, tăti s... Cum aduci tu masă? S-a aranjat, tăti aici frumos. Lasă, domnule, mâncăm pe mesele care sunt. Nu mai scoatem din casă de aici să aducem... Unde punem tătișele? În seara asta aici dorm. Da, 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 dorm acolo. Ei, dorm aici. Îți fac patul și două... Aici dorm. Aici dorm. Dorm aici, oare? Dorm acolo, domnule. Acolo dorm. Acolo dorm. Da? Da. Acolo. Aici dorm. Nu știu. S-o prins muștii pe ea? S-o prins decât o musculiță. O gâză. Una aia și atâta. Unde ești? Aici unde sunt? Mânii. Așa? Scrieți treaba. Eu stau și eu le văd aici. Eu le văd. Că dacă plecam acasă, uitam. Dar de acum dacă stăm o săptămână și li văd. Haide, când merg, li văd. Trebuie adus doi saci de baligă. Și de unde mă duc eu acum să aduc saci de baligă? Stai, domnule, o leacă, să vorbesc. Și să lichim toată prispa asta. Iar le baligă. Prispa nu a fost lichită de anul trecut. Iar baligă. Ai uitat? Hai de mine și de mine și de mine. Am crezut că am scapat de baligă. Iar baligă. Baligă în continuu. Baligă în continuu. Șerbi măliga asta. Dacă șerbi acum așa. Hai, domnule, dar stai de ea. Da, șerbi. Vezi că dai jumătate pe jos, e? În sfârșit. Ce? O foame de mai pot. Vai de mine și de mine. Băi, așa ceva n-ai mâncat. Zici? Îți spui asigur că n-ai mâncat. E pune, domnule, să vedem. Dacă ai mâncat, eu nu știu cum să zic. Hai de mine și de mine. Ai pus cam mult. Da. Și așa tu mai mănânci odată. Pune aici. Aha. Așa. Hai, Doamne. Îmi spui adevăr dacă ai mâncat sau nu. Păi și mâncat, eu știu.
Ai de mine și de mine. Cu bunătate, domne. Acum o leacă de sare. Cu bunătate, nu mai am, n-am cuvinte, e bun. Zama asta, cum a ieșit și zama asta. Carnea a ieșit bună, oare? Și vorbesc. Dragi de... Îmi trage-te. Hola, nu am și turnă pentru ala. Hola! 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 Dar ce crezi că faci tu? Mănânci și pe urmă te culci. Așa crezi? Stăm, domnule, stăm o leacă să vedem să ne aranjăm mâncarea noi. Ne apucăm de treabă, auzi. Măcar azi, că e un an de la căsuță. Băi, mai zăpași cu anul ăsta. Pe un an, domnule, de când ne-am apucat aici, munceam, acum un an pe timpul ăsta, munceam aici, de scoteam tot. Scoteam tot. Cum ar fi tot? Tot scoteam. Pe aici am venit noi. Da, pe aici. Uite așa, pe aici. Sunteți noi, voi acum. Care? O perua, o perua, o... O parte. O parte din voi sunteți noi, nu știți nimic a despre ce-i vorba. Intrați la primul episod de la căsuță, de când am găsit noi căsuța asta. Să vedeți. În ce hal a fost aici și să vede acum. Și pe atunci o să-ți dați, vă dați și voi seama cam câtă muncă a fost aici depusă. Un an de zile. Bine, nu chiar în continuu un an de zile, dar a trecut un an de zile. Cu bunii, cu răli. Da, cum? Cu necazuri, cu bucurii. Da, am dat înainte. Și carnea. O bunătate, domnule. Dar și fragilul ești. Se rupe cu purpurița. Pasarea cântă de zori. Dar și cântă, și frumos cântă. Asta muzica ambientală. Este posticul de apă la beci? Da, cum? Mă să o aduc la râș acolo, este? Da. Doamne. E o bunătate, domnule. Chiar că e o bunătate. Mâncăruri ca la căsuța din păduri nu găsesc nicăieri. Na. Ea nu, pur și simplu, acasă. Nu iese la fel. Nu iese, nu iese. Oriunde îi face, nu știu, nu iese. Încerca mai mea să facă pilaf. Să facă orezul ăla cum l-a făcut Cornel. Acasă, la cuptor. Dar nu-i șut. Nu-i șut pilaf. Nu-i șut orez așa, nu știu. Dar l-a adus, cine a adus un bag de apă? Ha? Cine a adus un bag de apă? Ai luat-o? Nu. Persoanele care au venit din Piatra, le mulțumim frumos, au adus și o covată. Așa. O covată cu niște căpșuni înăuntru, în ea. Au adus un bag de apă, cred că. Un topor. Așa. Dar ce faci? Un topor? Un topor? Și... atât. Și râșii, băi. Da. Ce și faci la râșii? Normal. La bieși? Cum să nu stii? Eu ai terminat, gata. Păi da. Omnie, mai. Crezi că stau și mă uit? Nu mă uit, domnule, nica.
clocotit așa, fierbinte, nu contează, bag așa. Mai e o porție? Mai putu rezista. Dar tu n-ai văzut ceva. Ce? Ce-ți văd? Ce-ți văd? Tarararam, top-tom, 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 ha ia ha 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 N-ai băgat de seamă deloc? Îți ca noi? Să rămână, mulțumesc, mamă! Mulțumesc! S-au cozut pantaloni! Bine, normal că eu cozut, eu cusut! Și tot nu te lăsi! Nu mă lăs, domne! Pardon, cum să mă lăs? Păi da, și-ai rămas așa? A rămas fără cuvinte. Ce mi-ai atins tu de pantaloni? Nu mai zic nic. Nu mai zic nic. Rămas, Cornelie, că a fost foarte bună și foarte gustoasă. Așa. Am mâncat, mă doare burta. O mai rămas? Mai rămas, Ulea. Mai este Ulea, că mai ești și mai pisară. Așa, ne apucăm de treabă să vedem să facem Ulea cu ordine. Stai, că nu mă ți-am mințit. Ce? Tu aveai ceva mașină acolo, așa, un pachet. Și cu pachetul ăla. E cuțătul ăsta. Da, bă. E de când? De două zile acolo. A venit curierul și a zis un pachet. Doar am zis-o la oamenii ăștia să mai trimiată colegi. Păi de mine așa, de mine. Și pe urmă... Fragil, da, da... E să le spun acum la oameni că am făcut rost de geam. Da. N-am mai putut rezista, am făcut rost de geam. L-a adus cineva. Ia uitați-l aici, să-l pun. Deci eu stau fără geam la mașină, că vrei tu. E fragil. Așa scrie pe el, că e fragil. Și-o fi oare? Și-o fi. Să nu mai și... Nu mai vreau amiază. Cine știe și-o știe. Am săturat. Ia să vedem. E ceva, oricum e ceva, nu-i greu. O băgat frica mine, nu mai trebuie. E ceva ușor. Ia. Ca și o bombă. Oameni ferici. Nici am frică să mai desfacă. Ha? Și acolo. Și acolo. Domnule, și asta, stai, scari o scrisoare aici. Salutare, băieți! Începem aceste câteva rânduri prin a vă mulțumi pentru că existați. Noi urmărindu-vă încă de la început, episoadele cu căsuța din... Din Trestie. Din Trestie? Așa scrie, mă. Episoadele cu căsuța din Trestie. De Trestie. Când am fost, domnule, cu căsuța din Stuf. Da. Acum mă gândeam unde avem Trestie. Da, și așa. Acolo unde cineva apărea cu ceva diferit de restul, ați încercat mereu să îndreptați o generație intoxicată de atâta informație inutilă și prostie. De aceea vă încurajăm să mergeți pe același drum. Să ocoliți piedicile și să lăsați copiii din voi să se joace. Mi se grea să-și chelea pe mine. Ne încercăm să mergeți pe un tipar. Adică să mergem în bălălău. Așa. Cum suntem noi. Da. Langa banga. Autentici, domnule. Langa banga. O jucărie. În acest colet punem o jucărie. Așa. Și jucărie mare, mă. De acum știi juca. Hai, zi. Bucuria mea. Hai. Ce sperăm să vă aducă zâmbetul pe față, cu siguranță, numai că n-am auzit că e jucărie. Gata. Iar dacă vă plictisiți de ea, o puteți face cadou sau o puteți valorifica oricând. Să o valorificăm. Sperăm să nu deranjeze faptul că am atașat pe ea numele canalului de YouTube Nebula.
Si, Nebula Si, pe care tot voi ne-ați inspirat să-l creăm, dar cu un alt fel de conținut. Recondiționări, gastronomie, etc. Acestea fiind spuse, vă dorim multă sănătate, curaj și tot binele din lume. Semnat familia Stoica. Deci canalul de YouTube se cheamă Nebula Si. Intrați acolo și vedeți despre ce-i vorba, da? Cu... Opa! Corneli. Și domnule. Uite o leacă, du-te o mie de ani. Nu știu ce e asta, dar uite ce scrie aici. Cornel, vin în coace. Uite ce scrie aici. Tiberiu, mamă, e în relief. Tiberiu și Cornel. YouTube, Cricele. Nebula Si. Și asta, dă-te încolo, dă-te încolo. Și un tractor. Nu știu, domnule, și e asta. Un tractor ori? Uai, dar e ceva șmecher. O, tu știi și asta? Și ei, domnule. Îi barcă, Corneli. Păi, lasă-mă. Corneli, barcă cu telecomandă. Da. Uai, barcă cu telecomandă. Mamă! Îi barcă. Îi barcă cu telecomandă. Îi barcă. Ai nebunit. Mamă, care-i fără. Du-te, o vii, iar. Mamă! Îi barcă cu telecomandă. Îi barcă cu telecomandă. Ce ai, băi? Unde e telecomanda? N-are telecomanda. Aha, acum te-am văzut. Aha, n-are. N-are. N-are, domnule, telecomanda. Așa, e o tip parigini. Trebuie să aibă, domnule, pe aici. Aici. Dacă nu e aici, ascult și zic eu. Ia. N-are. Trebuie să mergem să o punem la probă. Ți-am zis eu, uite aici, uite aia, uite aia, barcă cu telecomandă, ai nebunit, du-ți o mie de-a nebula. Mamă, și-mi place în ea și el mai mult. Și-ai, băi, lungarule, cât o iau uite barca să o arunc în pod. Tu știi cât ne-am dorit eu așa ceva? Și te-ai dorit acu. Dar parcă știu, acu. Ia. E cu bianzână, cu și. Da, da, cu bianzână. Și cauți acolo, vrei să intri în e? Desfă, ei, sfoara și. Asta se desface. Ei, postament. Da, postament. Rădător. Dar cum are aici, nu știu cum se conectează bateria aici. Da, cu și e, cu bianzână? Mi-a intrat în gură. Nu știu, domnule, stai, op, stai că mă uit eu acum să văd, ia. Are aici o chestie. Are baterii? Are. Unde o băgăm, Cornel, în fântână? Unde o băgăm? Cum să bagi barca în fântână aici? Dar unde o băgăm? Bagă barca în fântână. O mai zis așa. Personalizat. Mamă, care faci gogoș. Cum se deschide? Power, gata. Vei pe care s-a deschid barca asta noi. Faci pe poznă. Hai să ne. Ce face? Nu știu, domnule, mi-e cer să o conectez. Aia trebuie pus aici baterie. Trebuie legată bateria. Și baterie? Chiar e baterie aici, tu nu vezi. Așa de mari? Da. Îi faci o poposă, să ai zis, e în păreți ăștia barca asta. Uite, aici are o chestie, vezi? Ce chestie? Are aici ceva, vine conectată la ceva. Cum se conectează? Are, domnule, aici, uite-te aici, are așa o mufă. Unde vine mufa asta? Că nu mai era niște fire aici? Nu. Trage ușor. Stai așa, stai să ridic. Ia stai. Ah, gata, e gata. Stai să leg înapoi asta. Uai, du-te o mie de ani, nebula. Doamne. Unde mergi, mă? Hai să mergem pe procul ăsta. Și unde să mergi, domnule, acum? Eh? Hă? Ridic lumea din noi, uai. Hai, știu că să a plesni și a plesni.
O pornit. Vezi că așează acolo. Ești nebun. Mergi, gata. Ia. Dar pune înapoi capacul. Lasă și ca și așa stăie. Cum să stăie așa? Nu, da. Lasă-o că e, uite. Asta o dai. Incredibil, domne, dar adevărat. Are și lumină. Și cum se încarcă asta? Încarci bateria. Și la ce încarci? Nu știu. O scoți afară și o încarci. De minunat. Dar nu te duci și pe tine asta? Nu, asta. Dar și trebuie să stai acolo, a plecat în jos. Ce? Partea asta? Și, da. Nu, domne, așa s-a ridicat ea, nu știu de ce. Se ridică este. Din telecomandă se ridică. Stai, mă, cu minte, băi! Super tare. N-am cuvinte. Chiar că n-am cuvinte. Dar unde ne jucăm cu e? Hei, de-acu pleacă de acasă! De-acu faci poze, de-acu nu mai faci treabă, nu mai prășești, nu mai sapă, nu mai... Unde, domnule, stai liniștit acasă, băi! Nu merge că era... Stai... Avem treabă. Avem treabă. Treci, lasă barca. Treci. Avem treabă. Până înapoi și suiem pod. Suiem pod și termină cu barca ta. Este treabă de făcut. Asta trebuie barca că te-ai molestat. Treci. Haide, faci tu pe poznă. Ce are, domne? S-a răsturnat. Ce are, bă? Păi, astea, pui și pui momeala acolo, așa, dai și răstori, să răstoare momeala. Răstori momeala. Da, pac, s-o răstoare momeala. Înțeles? Și asta de ce nu se zice? Păi, motorașul care... Are cârmă. Dar cum, mă? Gata, hai, gata, strânge-o. Strânge-o, gata, gata, închide. Închide-o. 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 Gata, domnule, închide șașele. Așa, gata, hai, treci la treabă. Hai. Eu te la el de acum, are barcă, de acum puși, puși la... Mulțumim din suflet, nebun la si. Băi, mulțumim, mă, lua om, mă. Îi mulțumim, am zis, mulțumim frumos, dar ai făcut o mare poznă. Cum să fac o mare poznă? Dar cum să trebuie să ții bucărica asta de acum să fugi de acasă, să mai faci treabă? Ce tu de acum? Unde te duci, băi? Cum să te duci, e fântână, ai nepuri, treci o dată în coașă, în lungă, că țăf, de aud, aud preotul și ăla. Am văzut să văd dacă merge. Și coașă la mine, coașă. Nu, te duci, tu bagi barca în fântână. Dar ce are? Treci o dată cu oasă, bă. Eu te-l... Treci. Eu te-l el de acum să ducea cu barca prin fântână. Hai să o băgăm într-o apă. N-avem apă. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Domnule. Dă-i drumul, este treabă. Dă-i drumul. Dar ce treabă, că sunt întunecat. Las. Azi e onomastica căsuță. Onomastica, hai să ne jucăm cu bărcuța. Anul din așa, împlinit un an. Aha. Hai să ne jucăm cu bărcuța de acum, că e onomastică. Tu te, domnule, și du-o în pod. Cum să o duc în pod, tu vezi frumusă? Ce și faci acum cu ea? Mă uit la el. Nu mai faci treabă. Nu mai faci treabă. Dă-i telecomanda coace. Lasă, domnule, că nu am un să plec cu e. Dă-i telecomanda coace. Bă, dar e o personalizată frumoasă. Uite la el, uite cu... Lasă să văd eu ce face. Cum s-a apucat el ca să... Hai, mergem la treabă. Du-o în casă. Gata. Ce faci acum? Am deconectat-o. Ei, bun. Ce frumusețe. Ce frumusețe de barcă. Tiberiu. E în relief asta, mamă, personalizat-o foarte frumos. Nebula si. Să intru și eu de curiositate să vedem ce face pe canal. Care vrea să intre acolo să-i dea o abonare. Un subscribe, că merită. O frumusețe. O frumusețe de bărcuță, domnule. Domnule. Predator. Asta da, jucărie.
Asta e jucărie pentru oameni mari. Are aici. Și vorgești, domne, șmecherie, tom. Postament făcut. Hai! Hai și! Îi... S-o-i... S-o întunecat mâinii de acolo. Are LED-uri, faruri. Nu știu, să vedem cum e antena aici. Arată și aici, arăta ceva, nu știu ce arăta. Aici aștept să o pun în apă. Dar n-am apă, de unde e apă? Frumos. Să facem cu... Cu și? Să fac și la coasa asta, nu știu, nu găsesc ciocan, nu știu, lasă bărcuța și... Nu știu, domnule, unde ți-i șocanul. Eu știu unde ți-i șocanul. Nu știu, n-am idei. Era un șocanaș mititel care îl folosam noi. Am bătut sticlul cu el, am bătut, nu știu. Eu de unde să știu, domnule, unde-i? Nu știu. Uite și bărcuță faină. Eu să o ascund, că aici stă o ieșă. Aici stă o ieșă. O ieșă fuge. O punem aici. Așa. Las eu aici. Așa nu ascund și nu mai găsesc. Hei! Aici! He? Eram, stăteam pe afară. Mă uitam după șocan. Să caut o barcă. Să caut? O barcă. Mă duc, domne. Deci mi-a costit că să-ți dai o barcă și... Aha. Și... Pus-te-l comandă, unde pus-te-l comandă? O barcă și... Unde ești? Aici. O barcă și... Și un șocan de fidel, ca să spar cu asta și e, să o pregătesc, să-i fac. Din cozit. Aha. Ce cauți acolo? Nică. Ieși afară. Mă duc acum? Ieși. Acum să mă duc să-i... Cu barca, atât de cu barca de acum. He? Acum du-te. Acum? Da, acum du-te. La bine, repede, nu stai în urcate. Cât mă duc, domnule, și vin cât vrei. Așa. Am plecat. Ei, geam n-am. Mă să dau drumul. Păi n-am geam. O să-i aduc batcă. M-am zăpășit. Batca lui se bate coasa. Așa-i trebuie cu batcă. Avem cosătoare. Bă! Așa-i trebuie ție batcă, coasă, decât dacă nu avem cosătoare așa-i. Unde cosătoare? Ai cosătoare la iarba așa-i cosătoare de ce? Aha. Trebuie cosăt ca oameni. Cum o cosăt cu oameni și acolo. Gata, acum mă duc. Am plecat. Am plecat. Ești rău, e fără... Fără geam. Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim. Și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. De pe uliță cu ghiler și cu sobiță am pus și o iconiță, că am făcut
tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și-năuntru și pe-afară. Căsuța respingătoare a se învârte după soare.